Ișvan, record de meciuri în Liga Campionilor, a doua finală europeană arbitrată, Europa League de data asta, plus meciurile de la Euro. Cum ai descrie sezonul acesta? Pot să spun că a fost sezonul perfect, atât pentru mine cât și pentru colegii mei, brigada mea. Am format o brigadă compactă, ca și în ultimii 10 ani, împreună cu Vasile Marinescu și cu Artene Mihai. Plus a mai venit lângă noi și Popa Cătălin, care a fost arbitru video la unele dintre meciurile noastre. Spune-mi, te rog, 2-3 amintiri dragi pe care le iei cu tine din acest sezon. Îmi aduc aminte cu mult drag la finala Europa League, unde a reușit și familia mea să se deplaseze la Dublin și a fost o bucurie mare. Îmi aduc aminte cu mare drag am participat ca și spectatori la meciul de la Köln, când România a jucat cu Belgia, deși a fost o înfrângere, dar meciul și spectatorii și toată atmosfera ne-a făcut să ne simțim mândri. Revenind la finala Europa League, cu ce ai rămas după această experiență? Dacă închizi ochii și rememorezi meciul, care sunt episoadele care îți vin în minte? Este un vis devenit realitate. Întotdeauna mi-am dorit ca să arbitrez o finală europeană. S-a întâmplat să fie a doua finală. Bucurie, mândrie, faptul că am reușit să scoatem meciul cu brio, asta ne-a făcut fericiți. Spune-mi, te rog, câteva diferențe dintre cele două finale, cea de Conference League și cea de Europa League. Ai făcut ceva diferit atunci față de acum și dacă pe baza experienței acumulate în plus simți că ai adus ceva îmbunătățiri? Meciurile nu sunt la fel, bineînțeles, a trecut 2 ani de zile de la ultima finală. Din punct de vedere al pregătirii, n-am făcut nimic diferit, pentru că mă pregătesc la fel pentru orice partidă. Și meciul a fost diferit, pentru că aici a fost 3-0, la prima finală a fost 1-0. Poate mai multă experiență și poate asta a contribuit la bună desfășurare a partidei. Se practică și în rândul arbitrilor să se țină un discurs în vestiar și dacă da, ai transmis un mesaj înaintea finalei? Când ajungem în vestiar, deja toate detaliile sunt puse la punct. De obicei discutăm în hotel și acolo, într-adevăr, se ține un discurs. Ne aducem aminte prin câte lucruri am trecut sau prin câte meciuri am trecut până să atingem această finală și intrăm cu încredere pe terenul de joc. Știm că meciul este bine pregătit, noi suntem foarte bine pregătiți și nu poate să se întâmple nimic deosebit pe terenul de joc. A urmat campionatul european, cum a fost această experiență? A fost cea mai frumoasă experiență de până acum. Meciuri intense, spectatori foarte mulți, stadioane pline, organizare excepțională. Am reprezentat România cu brio, cu mare mândrie și ne-am întors cu experiențe plăcute. Cum ai caracteriza performanța naționalei noastre la acest turneu final? În 2023 am dat un interviu și în interviul respectiv am spus că, după părerea mea, naționala României o să iasă din grupe. S-a întâmplat acest lucru. Ne-am bucurat enorm pentru reușitele lor și, cum v-am mai spus, naționala asta o să mai aducă bucurii și fericire pentru foarte mulți ani și pentru români. Care este următorul tău obiectiv, poate o finală de Liga Campionilor? Orice finală vine, este binevenită. Ne pregătim în continuare și vedem ce ne aduce viitorul. E cariera ta așa cum ai visat-o în momentul în care ai început arbitrajul? Este mult mai bine decât cum am visat-o. Și dacă ai un mesaj pentru tinerii care și-ar dori și ei o carieră în arbitraj? Am mai repetat în multe cazuri că pentru mine este cea mai frumoasă meserie din lume, arbitrajul. Și cu această ocazie încă o dată îi îndemn și îi rog să vină și să îmbrățișeze această meserie, pentru că o să aibă numai de câștigat.